Stimata adunare de doliu, stimată familie îndoliată, sora Mima și toți din familia Stan și cei aparținători, Crișan și celelalte familii, fratrujitori din zona Clujului, de departe sau de aproape, tuturor vă spunem din nou un bun venit în casa lui Dumnezeu, dar cu ocazia acestei seri de doliu, cu ocazia plecării fratele nostru Gicu Stan la cele veșnice. Și-a încheiat alergarea, știm lucrul acesta, duminică seara la ora 10. Am vrea să citim un cuvânt din Evrei 13 cu versetul 7. În timpul acesta invit pe frații Nelu Mureșan de la Turda, păstor de la Turda și de la Dej, scuzați-mă, și Mircea de Deșan, păstor de la Turda, vor veni aici în față, vor chema numele Domnului prin rugăciune, noi vom pleca capetele și frații se vor ruga cerând numele Domnului peste adunarea de doliu. Mai întâi citesc Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor lor de viețuire și urmați-le credința. Amin. Frații vin în față și vor solicita la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, recunoaștem și în aceste momente de durere că Tu ești Dumnezeu. Da, Doamne. Și dacă moartea a intrat în lume pentru un singur om, prin Adam, și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din picina păcatului, pentru că toți am păcătuit, îți mulțumim că Evanghelia ne spune că toți cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin Hristos. Da, Doamne, știm că nu moartea, ci
viața are ultimul cuvânt, pentru că ne-a învățat că Fiul tău este însăși viața și ne-a promis că oricine crede în El nu va muri niciodată. De aceea suntem aici, colegii lui Gicu, frații de cruce, prieteni, adunați de pretutindeni, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, am vrea ca viața să fie proclamată prin Evanghelia celui ce a biruit moartea la ea acasă. Îți mulțumim că ne asculți, că vei face asta pentru gloria numelui Domnului Iisus Hristos și mântuirea noastră și bucuria noastră veșnică. Amin. Neprihănitule Tată, inimile noastre sunt mângâiate de cuvântul Tău în vremea aceasta. Ne doare despărțirea de prietenul nostru, de tot ceea ce a reprezentat pentru noi, Gicu Stan, dar îți mulțumim că Te avem pe Tine și promisiunile pe care ni le-ai făcut. Aleluia. Iar în Iisus Hristos toate făgăduințele Tale sunt da și amin. Aleluia. Îți mulțumim pentru mesajele și cuvântul pe care l-a predicat bărbatul acesta, pentru încrederea pe care el a avut-o, că atunci când va muri, se va întâlni cu Tine, da, și că pentru el a muri ar fi un câștig. Îți mulțumim că Tu, Doamne Dumnezeule, ne dai astfel de bărbați, astfel de oameni, care croiesc cărări drepte cu picioarele lor, pentru ca noi, cei care urmăm, să putem să mergem nu șchiopătând. Cu credința în Tine, în această seară, din nou, stăm la altar și dorim ca Duhul Tău să lucreze. Vrem mângâierea care vine de la Tine să umple inimile tuturor celor ce suntem aici, Doamne. Așteptăm mâna Ta să fie întinsă. Dorim și ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos să îmbraci bărbații de slujbă din seara aceasta, să ne dai cuvântul Evangheliei cu autoritatea care vine de la Tine. Binecuvântă și cântarea corului, cântarea cântăreților, binecuvântă tot ce facem aici, Doamne. Vrem ca numele Tău să fie înălțat și în toate lucrurile așteptăm ziua când Tu vei veni pe norii cerului, când cei care au plecat înaintea noastră nu vor lua-o după noi, ci ei vor merge înainte. Îți mulțumim din toată inima pentru credința pe care o avem. Aleluia. Te onorăm și Te slăvim ca Domn și Dumnezeu. Aleluia. Și toată lauda și slava vrem să fie a Ta, Tată, a Domnului Iisus și a Duhului Sfânt în veci. Amin. 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 Ocupăm locurile. Corul Betel Zorilor va continua lauda la adresa lui Dumnezeu și apoi corul Bisericii din Carpați, corul din generația când eram împreună cu fratele Gicu, cu sora Emima, cântăreț în Carpați. El, ne mai amintim, cum spunea, aici nu este un bun muzician, dar speră ca și crede ca când, într-un anume moment, acolo, dincolo, să fie un bun instrumentist sau un bun cântăreț. Am vrea să ne unim în inimile noastre, să binecuvântăm numele Domnului, să ne rugăm pentru cei ce cântă și înalță numele Domnului cântând, și apoi îl invit în față pe fratele păstor Liviu Apolzan de la Oradia să aibă un cuvânt de mângâiere pentru noi toți. Amin. Eu am un creator ce viață mi-a dat. Înainte să fi fost, eram în mâna sa.
Scumpă familie îndoliată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cuvântul care a fost citit ne îndeamnă să ne uităm la unul care a fost un slujitor adevărat. L-am cunoscut din anul 1974 și pe el și pe Emima. Și ori de câte ori ascultam cuvântul pe care Dumnezeu îl dădea, întotdeauna cuvântul acesta aducea zidire.
Biblia spune că un nume bun face mai mult decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât tot aurul și tot argintul din lume. Gicul a avut un nume bun. A sfârșit bine. Și Biblia spune, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, că ei se vor odihni de ostenelile lor, pentru că faptele lor îi urmează. El nu ne mai aude. Dumnezeu a luat Duhul, proprietatea Lui, și a dus-o în cer la El. E un cuvânt pe care vreau să-l adresez lui Emima. Domnul Iisus, când s-a despărțit de ucenicii Lui, a spus următoarele cuvinte: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dumnezeu să ne ajute să fim cu toții acolo. Aș vrea un pic să ne uităm acum la atitudinea Domnului nostru Iisus Hristos în clipa morții Lui. Și să avem și noi atitudinea aceasta. Pentru că Biblia ne spune că noi suntem copii de Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se numesc copii de Dumnezeu. Roman, capitolul 8, cu versetul 14. Cum a fost Domnul Iisus în clipa morții Lui? Și în clipa morții Lui, dacă ne uităm de când s-a născut, mereu pomenește cuvântul acesta de tată. Și când părinții au făcut o călătorie înspre Ierusalim, s-au întors înapoi, el avea 12 ani, la un moment dat s-au trezit că pruncul nu-i lângă el. S-au întors după el. Unde l-au găsit? L-au găsit în templu. Și când se uită la părinții lui, el pune întrebarea aceasta: de ce mă căutați pe mine? Nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Acestea au fost și ultimele cuvinte ale lui când era pe cruce, când a spus: Tată, în mâinile tale, zice, îmi încredințez, zice, Duhul. Dacă ne uităm în Scriptură, pe el nu l-a interesat niciodată câți ani va trăi pe pământul acesta. Nu găsim nicăieri în Scriptură. Un singur lucru îl interesa pe Domnul Iisus: să facă voia Tatălui care este în ceruri, să fie plăcut Tatălui care era în cerul. De aceea, în ceasul acesta al trecerii lui din lumea aceasta, el nu spune că a venit ceasul torturii, al agoniei, al disperării. El nu spune, ci el știa că i-a venit ceasul ca să se ducă la Tatăl. Însă, era în seara cinei și face un lucru extraordinar de umilitor față de cei care, cu care stătea la masă. Și acolo erau toți cei 12 ucenici. Spune cuvântul Domnului că la un moment dat ia un lighean, ia ștergarul, se încinge cu el la brâu și începe să spele picioarele ucenicilor. Știa că Iuda îl va vinde, știa că Petru și ceilalți se vor lepăda de el și lucrul acesta cere o explicație totuși, pentru că au umblat cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate și ei, în momentul în care au fost întrebați despre credința lor în Domnul Iisus, au spus următoarele cuvinte: nu-L cunosc. Și Ioan, care vorbește de spălarea picioarelor, explică lucrul acesta și zice așa: Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, ce a făcut? I-a iubit până la capăt. Și ucenicii parcă tot nu înțelegeau. Și se repetă versetul și spune așa mai departe: Iisus, fiindcă știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, a luat ștergarul.
a luat lighianul și a făcut gestul acesta umilitor. Știți de ce? Pentru că el știa de unde vine, știa pentru ce a venit pe pământul acesta, mandatul care a fost încredințat și știa unde să duce. Dragii mei, noi de multe ori ne punem și întrebări ca și acestea. De ce este mai multă suferință decât bucurie în lumea în care ne-a așezat Dumnezeu? Și răspunsul este foarte simplu. Pentru că găsim în Scriptură că pe Dumnezeu nu-L interesează plăcerile noastre pe care ni le aducem în dreptul vieții noastre în fiecare zi. Îl interesează un singur lucru. Să facem voia Tatălui și să fim plăcuți Lui. Pentru că la urma urmelor, Biblia spune ce folos are omul de toată truda pe care și-o dă sub soare dacă își pierde sufletul. Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sufletul este proprietatea lui Dumnezeu. Și Pavel spune, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că suntem departe de casă, fie că suntem în trupul acesta, nădăjduim că într-o zi Dumnezeu ne va lua și ne va duce cu El în slavă. Pentru că plăcere, de dragul plăcerii, au doar animale, ca să n-au conștiință. Însă, cuvântul Domnului ne mai arată în Scriptură, dacă ne uităm, că viața noastră este o călătorie înspre Tatăl nostru care este în ceruri. Este un drum care ne duce înspre ceruri. Așa că am un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne mângâie pe fiecare. Pentru că la urma urmei se pune și întrebarea aceasta, ce este viața? Viața este o sarcină pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu, ți-a dat-o și ție ca să-ți o rezolvi. Adică să-ți rezolvi problema sufletului și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iar când va fi și clipa plecării noastre, fie că este peste un an, fie că este peste 10 ani, alții poate peste o lună, să putem și noi să spunem și cu siguranță și cu credință cuvintele acestea. Eu știu de unde am venit, știu pentru ce trăiesc pe pământul acesta, care este menirea mea și știu și unde mă voi duce. Pentru că aceasta să fie și pacea ta, sora Emima, să fie mulțumirea ta, mângâierea ta, încurajarea ta, bucuria ta, că ai avut un soț, nu numai că a fost soț, a fost un slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Și noi fiecare la rândul nostru să putem spune celor care, de care ne despărțim, dragule, eu mă duc la Tatăl meu care este în ceruri. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Corul din Carpați va continua lauda înaintea Domnului și invităm pe rând pe doi frați de aici din zona Clujului, din Cluj, apropiați fratelui Gicu și bisericii Betelzoilor, Costel Sofronie și fratele Zaharia Bica. Pe rând, fiecare va aduce câte un cuvânt din partea Domnului pentru mângâierea familiei și a întregii adunări îndoliate. Doamne, lucrează Tu și binecuvintează-ne. Amin.
Reamintim cuvântul citit din Epistola către Evrei din capitolul 13. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băcare de seamă la sfârșitul felul lor de vețuire și urmați-le credința. Eram în anul 1977, intram în anul 4 la facultate. Și fiind secretar al Asociației Studențești pe Facultate, am fost chemat la o întâlnire la Centrul Universitar, unde a venit ministrul învățământului de atunci, sau ministrul adjunct, și cu unul mare de la partid. Tema pentru care am fost chemați acolo a fost următoarea: să nu repetați greșeala care s-a făcut la Cluj,
când doi profesori de bune altfel, doi profesori universitari, au strâns toți studenții într-un amfiteatru mare și după ce le-au vorbit 2 ore despre teoria evoluției, i-a întrebat așa în plen, ei, mai este cineva care mai crede în așa ceva? Și din sală s-au ridicat, spuneau ei, câțiva sectanți care au făcut să se răstoarne tot ceea ce s-a spus înainte și au ajuns să fie aplaudați de cei care erau în sală. De 1 mai, în anul următor, în 1978, grupul de studenți a venit la Iași, eram student la Iași, și le-am povestit ceea ce s-a întâmplat și cum atunci, în momentul acela, scânteia Duhului Sfânt a lucrat în viața mea și atunci m-am decis înaintea lui Dumnezeu și am spus, eu cu tineri ca ăștia vreau să fiu și ca ei vreau să fiu. Și când a venit grupul ăsta de 1 mai, îți amintești Cornel, îți amintește Mima, Lidia, Gabi, ceilalți. I-am întrebat, uite ce ni s-a spus. Și ei mi-au zis, el a spus cu tare. Și printre ei era și Cicu. Și tema predicii lui de la 1 mai 78 din Biserica Pentecostală din Iași a fost tocmai de aici. Și atunci a fost hotărârea mea ultimă și definitivă să mă întorc la Domnul. Vedeți de ce trebuie să ne aducem aminte de mai mari noștri în credință care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu? Aducerea aminte mângâie Emima. Aducerea aminte întărește. Adică ne dă putere de la Dumnezeu să trecem peste despărțirile acestea și peste necazurile acestea. Sunt multe lucruri pe care le-aș putea evoca, dar mai zic unul singur. Eram cu 5 ani în urmă, în plină vară, și ne băteam capul cum să pornim liceul Prodeo. Și Gicu a propus, începem de la toamnă cu clasa 1, clasa 5 și clasa 9. Am zis, nu cred că vom putea începe într-o lună jumate, atât mai era, cu toate cele 3 niveluri. Eu n-am crezut, dar el a crezut. Și acum liceul are toate atestările oficiale și el merge înainte. Asta înseamnă să ne aducem aminte de cei care ne vestesc cuvântul. Asta înseamnă să ne uităm la sfârșitul lor de viețuire. Asta înseamnă să le urmăm credința. Aduceți-vă aminte, Cornel, de Gicu și de tot ce a făcut. Aduceți-vă aminte, Emima. Să ai curajul să povestești, să spui, uite asta a făcut. Și vei trece mult mai ușor peste toate greutățile. Suntem aici să vă încurajăm. Și închei prin a cita un alt verset din Biblie, un singur verset din Psalmul 116, versetul 15, care spune așa, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Amin. Pentru noi mare despărțirea, îi grea. Dar ceea ce e despărțire pentru noi, îi întâlnire în cer. Fiindcă prin asta Domnul curmă suferințele. Degeaba zice cineva sărac cu Gicu. Nu-i sărac Gicu, sărași suntem noi. Cei care au plecat la Domnul nu mai sunt săraci. Fiindcă plecarea asta la Domnul înseamnă să mergi la Domnul.
Efectiv să te întâlnești cu El, să fii cu El. Și asta e cea mai mare binecuvântare pe care noi o putem avea. Nu-i alta mai mare. Nu-i nimic dacă plângem aici, nu-i nimic dacă suferim, nu-i nimic dacă vărsăm lacrimi. Dumnezeu respectă sentimentele noastre, dar să nu uităm că e mult mai mare binecuvântarea aceea. Și asta înseamnă, chiar dacă e pierdere pentru noi, e câștig pentru cei curi și e câștig pentru toți cei noștri care au plecat înaintea noastră. Dumnezeu să vă mânche și să vă întărească. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeu oricăror mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierile cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. E cuvântul apostolic din 2 Corinteni, capitolul 1. Suntem o adunare a mângăierii în această după-masă. Chiar dacă suntem marcați de tristețe și suntem de durere și suntem pentru că moartea este o dramă cu accente și trebuie să le recunoaștem tragice. Textul biblic de astăzi ne învață, pe care l-am citit, să nu începem punându-i lui Dumnezeu întrebări, cum am fi ispitit să o facem, sau să adresăm reproșuri, cum ne cearcă adesea ispita, ci mai degrabă să-L binecuvântăm. Că este Părintele îndurărilor și Dumnezeu oricăror mângâieri care ne mângâie în toate necazurile noastre. Nu există medicamente pentru toate bolile, dar la Dumnezeu există mângâiere pentru toate necazurile, inclusiv pentru un moment ca și acesta. Și spunea Sfântul Apostol Pavel aici, în această a doua epistolă, că prin mângăierea cu care noi înșine suntem mângăiați de Dumnezeu, de El, să mângăiem pe cei ce se află în vreun necaz. Și momentul acesta este un moment de necaz și un moment de durere și un moment amar. Și m-am gândit, potrivit acestui text, că și eu voi muri într-o zi, dacă Domnul se va întoarce. Și experiența aceasta o să o trăim toți de aici, într-o zi, dacă Mântuitorul nu-și va grăbi venirea. Și m-am întrebat, citind textul acesta, cu ce mă mângâie Dumnezeu pe mine întâi, pe mine care știu că într-o zi voi muri, așa încât la rândul meu să pot să mângâi pe frații mei, pe surorile mele, pe toți cei îndoliați, pe toți cei întristați. Pe scurt, nu pot să vă mângâi pe voi care sunteți aici, apropiați lui Gicu, mai puțin apropiați, decât cu ceea ce m-a mângâiat Dumnezeu pe mine. În primul rând, și pentru că vorbim despre moarte, în primul rând Dumnezeu m-a mângâiat cu cuvântul Său din Scripturi și cu făgăduința Sa. Așa cum a spus Mântuitorul Hristos, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață veșnică, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru ocară și rușine veșnică. Dumnezeu mă mângâie pe mine spunându-mi, tu vei învia în ziua aceea, Hristos se va întoarce și te va lua cu El, pentru că acolo unde este El să fii și tu, este promisiunea lui Dumnezeu. Cu asta mă mângâi într-un moment amar, cum este momentul acesta, cu făgăduința lui Dumnezeu, cum spunea psalmistul în psalmul 119, versetele 49 și 50.
Adu-ți aminte de făgăduința ta să adresai el lui Dumnezeu, pe care ai dat-o robului tău și în care m-ai făcut să-mi pun speranța. Aceasta este nădejdea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. O spune Dumnezeu că într-o zi vom învia. Pe mine însumi mă jur, zice Dumnezeu în Isaia 45 cu versetul 23, pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Mă mângâi cu făgăduințele lui Dumnezeu, cărora El este fidel, tare ca cerurile este credincioșia lui Dumnezeu sau fidelitatea față de cuvântul rostit poporului său, celor răscumpărați. În al doilea rând, mă mai mângâi cu ceva. Gândindu-mă că într-o zi și eu mă voi duce, dar oare mă voi scula la viață veșnică? Cu ce mă mângâi? Dincolo de promisiune, am ceva. În Epistola către Romani, la capitolul 8, versetul 11, Apostolul Pavel scria romanilor: și după cum cel ce a înviat pe Duh, după cum cel ce a înviat pe Hristos din morți. Vreau să vă citesc versetul ca să nu-l greșesc, nu-l pot reda exact, citim așa. Și după cum și dacă Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos, Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Locuiește Duhul Sfânt în noi, este o garanție interioară că în ziua aceea mă voi scula. Așa spune Biblia, așa spune Cartea Adevărului, așa spune Dumnezeu. Și fratele nostru drag plecat a cunoscut făgăduința lui Dumnezeu și odată am discutat asta cu el. A avut și Duhul Sfânt prezent în viața lui, peste viața lui și l-a asistat. Și în al treilea rând, a treia mângâiere pe care mi-o dă Dumnezeu mie și tuturor celor credincioși este ceea ce scria Sfântul Pavel în 1 Corinteni 15, că spunea: dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Și știm, scria Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni 4 cu 14, știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Mă mângâi în seara aceasta și nu numai, ori de câte ori citesc Biblia, mă mângâi cu gândul că Dumnezeu s-a legat de mine printr-o promisiune fundamentală. A întărit acest angajament față de mine cel credincios, pecetluindu-mă cu Duhul Sfânt. Și a făcut o demonstrație în istorie unică și fără pereche. L-a înviat ca să fie viu în vecii vecilor pe omul Iisus Hristos, Fiul Său preiubit. Gândindu-ne noi la aceste lucruri, aș vrea să închei cu ceea ce încheia și Sfântul Apostol Pavel, cuvântul de mângâiere adresat fraților din Tesalonic la capitolul 4, când scria el acolo, mi se pare versetul 13, dacă nu greșesc: mângâiați-vă, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să ne mângâie în continuare. Amin. Cântau coriștii cântarea pe care în tinerețe mergeam cu care în tinerețe mergeam în misiune. Am găsit la tine adăpost. Și mi s-a dus gândul la misiunile lungi sau mai scurte. În timpul tinereții, chiar și cu fratele Relu Moldovan, cu cei din generația noastră, din est în vest, din sud în nord, misionând în adunările Domnului atunci cu posibilitățile și cu restricțiile de atunci, dar împotriva vicisitudinilor momentelor de atunci, noi mergeam prin credință să ducem mesajul Evangheliei și ne bucuram atunci când și atunci și mai încoace, când fratele Gicu vestea cu putere cuvântul lui Dumnezeu și noi îl însoțeam cântând. Și la un moment dat am ajuns într-o mănăstire din Bucovina și fratele Adi Cuc, dirijorul de atunci, și câțiva frați au zis: haideți să cântăm o cântare. Și am cântat o cântare și ecoul acelei mănăstiri de acolo au adunat tot personalul de acolo și a zis: mai cântați-ne, vă mai aduceți aminte? Și fratele Gicu era atunci, și numai fratele Gicu și noi ceilalți,
și de dragul Domnului am mers în misiune, am lucrat în câmpul Evangheliei. Fratele Gicul spunea, cu vocea pe care o am cânt și eu, dar sper că în cerul voi fi un bun instrumentist, spunea el. În seara aceasta sunt aici cu noi Ovidiu și Tavi. Tavi a venit de departe, cu ocazia aceasta Dumnezeu să-i binecuvinteze, în a cânta instrumental spre slava lui Dumnezeu o cântare. Și noi medităm la cuvintele în spatele acestei cântări. Ei vor cânta instrumental și noi, înțelegând cântarea și versului, poate vom spune în inimă și vom lăuda numele Domnului după această cântare. Fratele păstor Ghiță Moiș, prietenul bisericii noastre din Baia Mare, va avea un cuvânt de mângâiere pentru întreaga asistență îndoliată, apoi corul Betel Zoilor va cânta o cântare și după aceasta fratele Cornel Crișan, venit de departe, de ceva vreme, să fie aproape de fratele nostru, de cumnatul lui, de fratele nostru, păstor Gicu Stan, va avea și el un cuvânt de mângâiere. În toate îi mulțumim și îl slăvim pe Domnul Iisus Hristos. Amin.
Dragă Emima, sunt aici împreună cu Olimpia și dorim din toată inima ca Domnul să te binecuvânteze. Ne-am rugat de mai mult timp pentru voi, în mod special ziua de ieri, și dorim în continuare ca Dumnezeu să-și reverse îndurarea peste tine și toate rudenile tale și, de ce nu, peste toți care suntem aici și peste cei care ne urmăresc pe internet, Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Psihologii spun că cea mai mare durere a despărțirii o simte soțul sau soția, în speță. Emima simte cel mai tare durerea despărțirii. Aș vrea ca Domnul să te binecuvânteze. Aș vrea să primești cuvinte de condoleanțe și din partea Bisericii Maranata, din Baia Mare. Fratele Gicu ne-a ajutat foarte mult, în foarte multe împrejurări. Eu personal îl cunosc de foarte mulți ani, de peste 40 de ani. Mi-a fost foarte drag, l-am iubit. A fost un predicator redutabil și nu numai că era un om al Bibliei, al Scripturii, dar dacă reușeai să te apropii de el și să-l cunoști mai bine, îți dădeai seama că avea un suflet nobil, avea un suflet, era foarte bun la suflet. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți și Dumnezeu să ne ajute în viața asta, oameni buni, să înțelegem menirea pentru care suntem aici. De ce ablaga faptul că toți oamenii mor? Asta nu înseamnă că moartea este scopul nostru. Scopul nostru este viața. Deci noi suntem rânduiți în lumea aceasta, nu pentru ca să bem, să mâncăm, să ne terfelim viața. Noi suntem rânduiți pe planeta asta, suntem rânduiți în viața asta, că Dumnezeu ne-a dat, cât timp Dumnezeu ne-a dat, ca să trăim pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Aș vrea, iubiți credincioși, să-mi permiteți, așa cum se zice, un adevăr într-o coajă de nucă, să subliniez patru gânduri pe care le-am cules din Vechiul Testament și pe care le-am numit pregătiri pentru noapte. Sfârșitul vieții vine peste fiecare dintre noi. Ceea ce nu știm, oameni buni, nu știm momentul în care Dumnezeu ne cheamă, dar faptul că plecăm e o certitudine. Asta este clar pentru toți. Ceea ce nu știm și rămâne un mister pentru noi este momentul în care Dumnezeu ne cheamă la cele veșnice. Dar este foarte important pentru asta să ne pregătim, să ne deschidem inima, să-L slujim pe Dumnezeu. Și am observat în Biblie patru lucruri, și anume, în primul rând, trebuie să te pregătești să fii cu Iisus la cină. Zice la Ioan 3 cu 20, la Apocalipsa 3 cu 20, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Într-o zi Mântuitorul predica despre răsplata din ziua de apoi, despre oamenii care trebuie să dea, nu pentru ca să aștepte ceva în schimb. Și cineva a strigat din mulțime, ferice de cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Mântuitorul dă o pildă, pilda celor chemați la cină. Adică înainte de a pleca din lumea asta, o lume unde este întuneric, unde este un întuneric aproape material, o lume care se îndepărtează de Dumnezeu sub ochii noștri. O lume care se îndepărtează de Dumnezeu atât de mult. Creștinismul, din păcate, mai ales pe bătrânul nostru continent, a devenit o caricatură. Într-o lume în care, într-un mod vizibil și într-un mod accelerat, oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. Suntem chemați în lumea asta să înțelegem că Hristos a pus pe masa istoriei pâinea și vinul nemuririi. Adică trupul și sângele său. Ce bine ar fi să înțelegem cu toții, să ne înfructăm din aceste daruri, să ne hrănim sufletul, înainte de a pleca din lumea asta, să ne pregătim pentru noapte cinând împreună cu Hristos. Parcă Cornel cânta cântarea aia, nu? Când copii, veniți copii la cină, nu? Este de la un american. Iată că Domnul ne cheamă pe toți să fim copiii Lui și să venim la cină. Câtă frumusețe, câtă blândețe, câtă binecuvântare să fii la masă cu Iisus. Domnul să ne ajute la asta. Un al doilea lucru pe care vreau să subliniez, și anume, este foarte important să mergi la culcare curat. Dacă vă uitați în Biblie, la Exod, la Levitic, capitolul 17, versetele 15, 16, nu vreau să intrăm în multe versete, dacă mergem în Scripturile acestea, spune foarte clar, dacă cineva este necurat, trebuie să se curățească, pentru că dacă vine noaptea și rămâne în condiția de necurăție, este păcat înainte de Dumnezeu și este pasibil de moarte. Oameni buni, iată că Dumnezeu vrea să mergem în noaptea aceasta, să ne pregătim și să mergem la culcare
ghilimele, când vom pleca din lumea asta, să mergem curați. De aia zicea David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Adică curăția și statornicia să ne placă toată viața noastră. Ascultați-mă, cu cât ești mai pur, cu cât ești mai curat, cu atât te bucuri mai mult de tot ce există în lumea asta. De stropul de senin, de zâmbetul inocent a copilașului, de tot ce te înconjoară. Cu cât ești mai curat, cu atât ești mai fericit. Nu-i așa, copiii sunt cei mai fericiți? De ce? Îți curați! Aș vrea să mergem la culcare curați. Eu cred că fratele Gicu a avut momente de suferință și vreau să vă spun că suferința te face sensibil, suferința te face înțelegător, suferința te maturizează. Suferința te ajută să te apropii de Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim, să mergem de aici curați. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș vrea să mai subliniez un lucru și anume, este în Biblie, era scris când cineva îți dă zălog, un sărac îți dă zălog haina lui. Trebuia la apusul soarelui să-i restitui haina. Pentru că unii erau așa de săraci că haina respectivă era singura lor învelitoare. Aș vrea acum să înțelegem, Dumnezeu vrea să ne pregătim pentru noapte și anume să avem la îndemână haina faptelor bune, adică să avem milă de cei din jurul nostru. Știți că haina reprezintă civilizația respectivă sau modul în care s-a trăit în anumite timpuri, nu? Sunt haine care te ajută și te ferezi de frig, altele te protejează de căldură. Deci sunt haine pe care le face omul, dar sunt haine pe care îl fac om, nu? Când cineva, un oficialitate, îmbracă o haină, un soldat, sau mă rog, un polițist și așa mai departe. Deci, haina pe care o îmbracă îi dă o anumită responsabilitate. Suntem chemați în lumea aceasta să avem în noi și peste noi haina faptelor bune. Mă bucur în Domnul și sufletul meu se prinde veselie, căci m-a îmbrăcat în hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire, împodobit cu o cunună împărătească și ca pe o mireasă, împodobită cu sculele ei. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute, oameni buni, să avem această haină a faptelor bune, nu pentru ca să fim mântuiți, fapte bune pentru că suntem mântuiți. Să ne îndurăm de cei din jurul nostru. Citind undeva, mi-a rămas în minte, cuvântul îndurare apare de 4 ori mai mult în Vechiul Testament decât în Noul Testament. Pentru că Domnul Hristos a făcut o lecție, o demonstrație de îndurare, ce înseamnă, a venit și a dăruit totul pentru noi. Aș vrea ca Domnul să ne ajute și noi să avem o inimă sensibilă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și un al patrulea lucru care ne ajută să ne pregătim pentru moarte, și anume să-ți achiți datoriile către semenii. La Deuteronom 24:15 spune că atunci când cineva îți lucrează, un zier îți lucrează, un zilier îți lucrează, seara să-i plătești. Știți că suntem chemați să ne plătim datoriile față de semenii noștri? Zice Biblia, să n-apună soarele peste mânia voastră. Trebuie să-ți rezolvi problemele de mânie, de relaționare și așa mai departe. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și cu prilejul trece din viața fratelui nostru. Eu sunt convins că dacă Gicu ar vorbi în aceste momente, ne-ar spune să puneți accent pe Scriptură. Pentru că Scriptura este extrem de importantă. De fapt, numai Scriptura schimbă viețile noastre. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așadar, aș vrea ca Domnul să ne ajute pe toți să facem aceste pregătiri pentru noapte. Să fim la cină cu Hristos, să mergem la culcare, în ghilimele, curați, să avem la îndemână haina faptelor bune și să ne achităm datoriile față de semenii noștri. Amin. Vom pleca.
Și pastor. Ne-am cunoscut în urmă cu aproape 50 de ani la Turda, locul unde m-am născut și am copilărit. Mi-aduc aminte de doi prieteni de pe paginile Sfintelor Scripturi. Ionatan era fiul de rege și arcaș și iscusit, cel mai iscusit din vremile antice, probabil. Iar David era păstor și poet și un aruncător cu praștia. Ionatan ar fi putut să aibă prieten pe oricine din împărăție. Era fiul de rege și totuși ales să fie prieten și frate cu David, cu păstorul. Și m-am întrebat de ce. Fiindcă îi legau ceva în comun, dragostea și iubirea de Iahve, de Dumnezeul cel viu și adevărat, dragostea pentru țara lor și pentru a apăra numele Dumnezeului cel sfânt. Când ne-am cunoscut în urmă cu aproape 50 de ani, Gicu recita poezii și psalmi. Iar eu cântam la chitară și cu vocea și în felul ăsta ne încurajam amândoi în umblarea, în căile Domnului Preasfânt, a lui Iahve, Dumnezeul cel Mare și pe urmele pașilor Domnului nostru Iisus Hristos. Și așa prietenia noastră a evoluat de-a lungul anilor la Cluj, unde am devenit și rudenii, soțiile noastre, fiind surori gemene. Am mers în multe misiuni împreună cu mulți dintre voi cei prezenți. Am cântat împreună spre slava Domnului, momente minunate, înălțătoare. Am avut o admirație reciprocă pentru Gicu, eu pentru el, el pentru mine,
voi pentru El și El pentru voi. Mai târziu ne-am despărțit pentru o vreme când am plecat în Statele Unite, dar am ținut legătura totuși. Marea n-a reușit să ne despartă, distanța n-a reușit să ne despartă. Și am călătorit și acolo când a venit inspirat cu noi idealuri din partea Domnului pentru comunitate, pentru Biserica Betel, pentru persoane individuale de aici, prieteni de-a Lui, familie, când a venit cu proiecte frumoase, a reușit ca să inspire imaginația prietenilor noștri și fraților de credință din America și toți l-au îmbrățișat și l-au primit ca pe unul de al casei, ca pe unul din familie. L-au iubit ca și pe fratele lor mai mare, ca și pe copilul lor. A fost un spectacol încât ziceai că e cerul pe pământ. Am călătorit mult și într-una din călătorii a venit cu un subiect greu de realizat pentru o școală minunată creștină care a luat ființă, care acum produce oameni extraordinari, elevi extraordinari. I-am văzut, m-au inspirat, o lucrare minunată care împreună cu colegii păstori, cei de aici și cei din sală și alții, și cu întreaga comunitate din Cluj, ei au pornit-o și a venit cu acest proiect acolo. Și ca orice om care atunci când zidește un turn și face un plan, și el a venit cu un plan și l-a spus unor prieteni, atât aș vrea cu ajutorul Domnului să realizez. Și atunci unul din prieteni i-a spus, Domnul îți va da biruință și vei realiza dublu. Și a fost primit peste tot. Și au fost oameni care au dat din prisos, dar și mai minunat, și mai înălțător, au fost din acei care au dat chiar din sărăcie, căci Domnul primește jertfa și a celor care sunt săraci cu atât mai mult, căci și ei voiau să fie parte din acest proiect minunat și ei vreau să fie parteneri cu Domnul și cu voi. Momente minunate înălțătoare, apoi a venit și vremea de suferință, care s-a preconizat încă din călătoria din America. Erau momente în care eu am reușit să mă bucur de creația Domnului, la un moment dat de ocean. Când văd un ocean, nu pot să nu mă arunc în apă și să not și să văd măreția lui Dumnezeu și în această lucrare gigantică, oceanele planetare. Iar El se plimba doar pe malul oceanului cu oarecare sobrietate și se uita la mine cum înotam. Avea o suferință în trup care nu era de ieri de astăzi, era de la vârsta de 20 de ani, când era incapacitat de o boală. Și totuși, El nu s-a lăsat intimidat, nu s-a lăsat handicapat. Oricine altul poate ar fi șezut în scaun, ar fi așteptat să fie ajutat. El, în schimb, a fost mereu, s-a provocat pe sine însuși ca să meargă înainte, să se ridice, să lupte, să aducă cauza altora, a cauza voastră să o ducă mai departe. Mi-a vorbit și a vorbit publicul american așa de frumos despre colegii lui de aici, rostindu-vă numele la majoritatea, despre mulți de aici din sală, vă iubea foarte mult, foarte, foarte mult v-a iubit. În ultimele luni a suferit mult. Am avut privilegiul să petrec câtva timp cu El și am înțeles mai mult cartea lui Iov. Nu poate fi înțeleasă în adâncime decât de cel care trece pe acolo. Am ajuns la momentele când mi-am dat seama cât de sărace îmi sunt cuvintele și uneori cât de... dacă pot să fac ceva sau nu. Suferința fizică a fost alinată într-o oarecare măsură de doctorii scusiți, dar oare este numai aceasta? Era suferința unui om care în plinătudinea energiilor lui creatoare și a idealilor pe care vrea să le ducă înainte, vedea că se stinge,
Și într-o zi, fratele Romica Copaciu, care a fost asistentul lui personal, l-a întrebat: ce e cu tine, Gicuțule? Când a făcut o grimasă, știa să rab de durerea fără să știi că este îndurerat. Și atunci i-a spus: mă lasă spatele, Romica. Și deși n-a plâns în acel moment, dar eu aș fi zbunit în plâns, dar nu puteam. Nu trebuia să fac, pentru că am știut ce înseamnă asta pentru un om al muntelui, care ia muntele în piept, care locuiește acolo, așa cum spunea el când întrebau cineva: de unde ești tu, Gicule? Eu, zice, sunt din creierul munților Apuseni, de acolo de unde întoarce vulturul. Adică mai departe nu se poate duce. Era un limbaj figurativ. Un om care ia muntele în piept și îl urcă până la capăt, căci acolo este cuibul lui, aceasta este casa lui, să-l lase spatele, era mai mult decât o durere fizică. Era mai mult decât atât. Era legătura pe care o avea cu voi toți și cu alții de departe, de peste mări și țări. Era ceea ce într-o zi mi-a spus când l-a sunat un scump pastor care v-a adresat cuvântul în acea zi și după ce l-a vizitat și acasă, dar într-o zi l-a sunat, așa cum mulți dintre voi ați făcut-o. Și așa după cum mulți dintre voi, din cei prezenți și nesprezenți, i-ați trimis mesaje de îmbărbătare și v-ați rugat. A lăcrimat și l-am întrebat: de ce lăcrimez? Zice: fiindcă prietenul meu cu tare mi-a adresat un cuvânt și mi-a spus: ce mai faci, prea iubitule? Și atunci a plâns. Vedeți, aceste legături, durerea acestei despărțiri a fost mai mare decât durerea fizică pentru el. A fost durerea că știa totul, era extraordinar de inteligent, știa că o va părăsi pe Emima, căreia în călătoriile noastre lungi care au fost, mi-a mărturisit într-o zi: mi-e așa de dor. De ce se dor? Zice: mi-e așa de dor de Mimișor. Așa o alinta pe Emima. A fost toate aceste dureri care noi toți am încercat să-l mângâiem. A fost vizitat, a fost cercetat, s-au întins mâini de dragoste, l-au vizitat rudeniile, de departe, familia Stan, frații lui, surorile lui, nepoții, cei scumpi și dragi pe care i-a alintat și iubea așa de mult și ei împărtășau iubirea. L-au vizitat, l-au cercetat, i-au dus tot ce credeau ei că poate fi mai bun pentru el și îl întrebau: ce să-ți mai aducem? Și el spunea: nimic, mi-ați adus totul, sunteți voi aici. L-au vizitat prieteni, l-au vizitat familia Crișan, dascăl, vidican, pastori. A fost alături de ei, el și Emima. Spunea un om, și parafrazez: alături de un om mare este întotdeauna o soție la fel de mare. Eu nu am ajuns un mare om, dar dacă ar fi să fiu și să ajung cândva un mare om, aș datora aceasta în mare măsură soției mele, care este credincioasă, loială, puternică și harnică, soției mele, Lidia. Gicu este și a fost un om mare și în parte aceasta se datorează și soției lui, Emima, care a fost o soție credincioasă, loială, puternică și harnică. Domnul să o mângâie și să ne mângâie pe toți. Fratele Gicu a beneficiat de o îngrijire medicală exemplară. Eu personal nu am mai văzut un bolnav care să fie îngrijit cu atenție,
dragoste și din punct de vedere profesional, dar și cu o dragoste și atașament personal. Și familia mulțumește cu această ocazie, în mod expres, asistentei Iulia Matiș, asistentului Romică Copaciu, doamna doctor Dana Crișan și colectivul de doctori și colegi, domnului doctor Nicu Crișan și colectivului de doctori și specialiști. Mulțumim și altor doctori din comunitate care și-au oferit serviciile, care l-au vizitat. Vindecarea fratelui Gicu, poate sunt întrebări. Boala fratelui Gicu nu este de astăzi. În urmă cu 10 ani, aproximativ 10 ani, el a fost într-o situație cu sănătatea drastică. Atunci s-a făcut rugăciuni de comunitatea de aici, din Statele Unite. Și fratele Gicu s-a vindecat. La intervenția voastră, la credința voastră, la rugăciunile voastre, Domnul a intervenit și mai dat alți 10 ani de viață, productivi, minunați, ca să ne bucurăm de El și de lucrarea Domnului. Când a avut operațiile care le-a avut pentru transplant, acestea au reușit, ficatul s-a adaptat. Dar a fost alt germene, alte celule rebele, care ele cumva s-au furișat și au început să lucreze pe ascuns în corp, era cancerul. Și acesta a fost până la urmă cauza trecerii. Dar nu numai prima vindecare, chiar și în timpul operației, după operație, eu consider că aceasta a fost o vindecare miraculoasă. Și că Domnul ar fi putut să-l ieie mai devreme. În timpul operației, Domnul i-a arătat vedenia, a văzut cetatea. Ați fost martori, mulți dintre dumneavoastră, în această comunitate. I-a arătat cetatea. Ce crezi, de ce a arătat-o? Fiindcă voia să-l ducă. Dar din pricina mâinilor îndreptate spre cer, Domnul i-a mai dat câteva luni de viață. Să-l mai avem cu noi, poate să-l desăvârșească pe el, dar și pe noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru a lucrat în viața fratelui nostru, a lucrat și cu vindecare, prin harul său mare a lucrat. Fratele Gicu a trecut la Domnul, înconjurat în acele momente de sora Emima și de familia lui, cei dragi aparținători, în sunetul citirii psalmilor. Așa a trecut la Domnul omului Dumnezeu, Gicu Stan. Aceste momente de jale sunt pentru noi oportunitate de a celebra o viață de om trăită pentru slava lui Dumnezeu și pentru bucuria semenilor lui. În continuare, aș vrea să dau citire la două mesaje care au sosit de peste ocean. Și apoi voi încheia. Sunt mulți care au trimis mesaje. Acestea două le voi citi. Primul mesaj este din partea celui care a fost mai de mult pastorul meu asistent la Biserica Elim din Chicago, Corneliu Olan, și acum este pastor la Biserica Elim din Atlanta. Voi da citire acestei prime scrisori. Stimată sora Emima, stimate familii îndoliate, cu deosebit regret am aflat de despărțirea fratelui Gicu din mijlocul dumneavoastră. Frații și surorile din Biserica Elim, Atlanta, ne-am alăturat de familia Stan, fratele Nicolae și sora Susana, care sunt membri aici și de întreaga dumneavoastră familie, să ne rugăm împreună, fiind încredințați că aceasta este ceea ce cu toții avem nevoie în momente ca acestea și că aceasta este voia lui Dumnezeu.
Alături de durerea despărțirii, Dumnezeu a așezat amintiri prețioase lăsate de munca neobosită a fratului Gicu în lucrarea care i-a fost încredințată de Domnul. Pasiunea, sinceritatea, corectitudinea și principialitatea sunt doar câteva caracteristici ale lucrării sale pe care biserica locală și frații de pretutindeni pot să și le amintească cu ușurință și plăcere. Acestea și multe altele ne aduc astăzi alături de un om care fără ezitare poartă titlul de erou al credinței, un om care a știut totdeauna să ofere un sfat, sprijin și suport pentru cei din jurul lui. Tot alăturat acestei despărțiri, Dumnezeu a așezat și speranța revederii în slavă cu fratele Gicu și cu toți cei dragi nouă. Astăzi vrem să vă asigurăm că suntem alături de dumneavoastră, să fim un sprijin împlinit, astfel cum cuvântul Domnului care spune: mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. 1 Tesaloniceni 4:18. Cu deosebit regret și simpatie și apreciere, conducerea Bisericii Elim, Atlanta, pastor Cornel Olan. Cealaltă scrisoare este de la pastorul meu, Cristian Ionescu, pastor al Bisericii Elim din Chicago. Sora Emima, întreaga Biserică Betel Zorilor Cluj, cu alese gânduri de prețuire și dragoste frățească, împreună cu Biserica Elim din Chicago, transmite în sincere condoleanțe și ne rugăm pentru mângâierea dumneavoastră în aceste zile de grea suferință a despărțirii. Pentru mine personal, fratele Gicu a fost un model de integritate, demnitate și excelență în slujire. Ori de câte ori pastorul Gicu Stan ne-a onorat cu prezența și slujirea lui, Domnul ne-a vorbit și ne-a mișcat inimile prin manieră directă și clară a prezentării mesajului divin. Sunt recunoscător pentru prietenia și deschiderea pe care mi l-a dovedit de fiecare dată. Sfaturile fratelui Gicu au fost de fiecare dată luminate de înțelepciunea lui Dumnezeu. Îl vor purta o amintire dragă și vom păstra exemplu de credincioșie, sinceritate și seriozitate care l-au caracterizat. Biserica Betel a fost binecuvântată să-l aibă ca păstor mai mult de un sfert de veac. Un mare om al lui Dumnezeu a intrat astăzi în bucuria stăpânului. Amin. Corul din Carpați va continua lauda înaintea Domnului și alți doi frați, în urma cântării în cor, vor aduce cuvinte de mângâiere și de îmbărbătare, fratele păstor Tuțu Aron de la Târgu Mureș și fratele Sandu Negrușăr Cluj-Napoca. Jesus, ya Father.
Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Și versetul 26, vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Au fost cuvintele din Cartea 1 Corinteni, capitolul 15, probabil trebuia să le anunț de la început. Sora Emima și iubită adunare de doliu, primiți și din partea noastră a slujitorilor din Târgu Mureș, din județul Mureș și a bisericilor pe care le reprezint, un cuvânt de mângâiere în aceste clipe de despărțire. Colegii mei păstori transmit prin mine de asemenea multă mângâiere pentru sora Emima și pentru Biserica Betel. Unii dintre ei vor fi prezenți, probabil mâine, la serviciul, la slujba de înmormântare. Și pentru bisericile noastre din Mureș, fratele Gicu, fratele păstor, a fost un om deosebit al lui Dumnezeu, care a rostit mereu cuvântul Domnului și cuvântul în gura lui a fost adevărul. Aș vrea să vă transmit un cuvânt de mângâiere, de speranță. Aș vrea să vă spun, iubită familie și cei care plângeți și plângem cu toții, să ne ridicăm privirile în sus, spre făgăduințele lui Dumnezeu. Dincolo de pragul morții strălucesc promisiunile veșnice ale lui Dumnezeu. E adevărat că moartea fuge după noi, e adevărat că noi fugim de ea mereu, într-o bună zi ne va ajunge, e ca o umbră care se strecoară și într-o bună zi va fi lângă noi și vom cădea. Vom plăti tribut morții, toți acei care ne-am născut din femei, mai puțin aceia care vor avea harul să fie răpiți dacă Domnul Iisus va veni mai repede. Și moartea ne încurcă multe lucruri și ne strică multe lucruri în viață. Nu va mai fi ce a fost niciodată în familia Stan, începând de la ținuta care va fi o ținută de jale. Moartea distruge multe visuri, speranțe în viața noastră și ne lovește în toate direcțiile. Însă vreau să vă aduc o veste bună, totuși, în mijlocul lacrimilor. Moartea nu poate să strice câteva lucruri pe care le avem din partea lui Dumnezeu. Moartea nu poate schimba statutul nostru mai întâi de copii a lui Dumnezeu. Spune Apostolul, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii a lui Dumnezeu. Și suntem și spunem slăvit să fie Domnul. Moartea nu poate să schimbe moștenirea noastră pe care o avem de la Dumnezeu și în Dumnezeu. Și tot Apostolul Ioan spune în 5:13, v-am spus sau v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Domnului Iisus aveți viață veșnică. Moartea nu poate să strice și să schimbe răsplătirile noastre, credința noastră, nădejdea noastră. De aceea, ridicați-vă privirile în sus, să vedem cum strălucesc făgăduințele lui Dumnezeu. Moartea nu poate să ne despartă de Dumnezeu cel viu. Și spunem slăvit să fie Domnul pentru acest lucru. Dacă n-ar fi înviat Iisus,
credința noastră ar fi zadarnică, spune apostolul, și noi am fi încă în păcatele noastre. Dar, dragii mei, într-o primăvară, câteva femei au venit val vârtej de acolo, de pe un munte, de la un mormânt care a fost gol, și au început să strige: a înviat, nu mai este acolo, Învățătorul, Iisus al nostru, nu mai e în mormânt, a înviat. Și de atunci s-a schimbat lucrurile, speranța noastră, nădejdea noastră este în Fiul lui Dumnezeu care a înviat, slăvit să fie numele Domnului. Sora Emima, Biserică Betel, adunare de jale, să privim înspre Dumnezeu întotdeauna și spre făgăduințele Lui. Dumnezeu luptă pentru noi, Iisus Hristos este al nostru și ne așteaptă la sfârșit de cale. Lumea vrea să ne pună în față lucruri frumoase, strălucitoare, diavolul ne arată multe lucruri, ne îmbie cu multe și ne spune că aici e fericirea, luați, gustați, vedeți reclamele de astăzi de la televiziune, să gustăm, să luăm, să întindem mâna, să facem tot ce vrem, indiferent că nu e al nostru, că nu ne aparține și multe alte lucruri. Și în momentele grele, când trebuie să plecăm din lumea aceasta, diavolul vine, își bate joc de noi, va râde de cei care l-au ascultat pe el și ne dă un ultim îmbrânci ca să plecăm pentru totdeauna. Dar Iisus nu face așa. Iisus este marele nostru păstor și învățător. El este cu noi în fiecare zi, nu ne-a mințit niciodată, nici în ce privește viața, nici în ce privește moartea. El ne-a spus: eu mă duc și vă pregătesc un loc și vă aștept. Și la sfârșitul cărării ne așteaptă pe fiecare. Pe cine ai slujit, dragul meu ascultător? Există doi stăpâni și două căi. La sfârșitul cărării ne așteaptă stăpânul pe care l-am slujit. Eu nu pot să merg la sfârșitul săptămânii, știu, la fratele Zaharia să spun: plătește-mă, că n-am lucrat la el. Nu putem să mergem la Dumnezeu, la Iisus Hristos, să ne dea plată la sfârșitul vieții dacă n-am lucrat în via Lui și dacă nu suntem ai Lui. De aceea, haideți să-L slujim cu credincioșie. Și avem în fratele Gicu un om deosebit, o căpetenie desăvârșită, o căpetenie deosebită, iertați-mă, care l-a slujit pe Dumnezeu cu scumpătate, a vestit cuvântul lui Dumnezeu, a alergat cu multă râvnă pe calea Evangheliei și cred din toată inima că El este acasă în odihnă. Dacă există un motiv, nu neapărat de bucurie, nu putem vorbi de bucurie la mormântare, dar vreau să vă spun ceva, dincolo de ținuta aceasta noastră închisă, dincolo de lacrimile care le vărsăm, la Dumnezeu este o altă adunare, nu seamănă cu a noastră. Acolo nimeni nu este îmbrăcat în negru, acolo este bucurie, e desfătare și vreau să cred că pentru fiecare mântuit, pentru fiecare biruitor care pleacă din lumea aceasta cu steagul în mână, pentru fiecare slujitor al lui Iisus Hristos care sfârșește cu bine alergarea, îl așteaptă acolo cu adevărat corurile cerești și în cer la Domnul este bucurie. Când cineva de aici, de pe pământ, a biruit și a trecut dincolo, spălat, curat și face parte din împărăția lui Dumnezeu. Spunem slăvit să fie Domnul. De aceea suntem în seara aceasta și voi încheia. Nu neapărat sau nu numai la o adunare de jale. Suntem aici să cinstim activitatea și memoria, dacă vreți, a fratelui slujitor Gicu Stan și suntem aici să marcăm un sfârșit de cale și o biruință pe calea Domnului. De aceea, încă o dată, ridicați-vă privirile în sus, deasupra acestor necazuri și lacrimi și despărțire, strălucesc făgăduințele lui Dumnezeu. Ele sunt ale noastre, ele sunt pentru noi și garantate de Domnul Iisus Hristos care a murit și a înviat pentru noi. Numele Domnului să fie slăvit și vă dorim multă mângăiere din partea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu citit la începutul slujbei din această seară
Evrei, capitolul 13, versetul 7. Spunea, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor și urmați-le credința. Amin. Acest cuvânt ne dă posibilitatea să ne aducem aminte. Și fiecare dintre frați au adus cuvinte și aducere aminte atât de plăcute. În cel mult 5 minute, permiteți-mi să îmi aduc aminte trei adevăruri din timpul slujirii și trei adevăruri din versetul acesta. Îmi aduc aminte că noi avem cu fratele Gicu multe evenimente comune. Am fost ordinați în același an ca păstori. Doi. Ne-am căsătorit în aceeași duminică, în aceeași lună, în același an. El în Cluj, eu în biserica unde am crescut. Data era 22 iulie 1979. Astăzi este 19 iulie. Cu atât mai mult ne rugăm pentru inima Dumnezeu să o mângâie. Trei, ca amintiri comune, am fost diagnosticat și eu și el, și eu și el cu același diagnostic atât de sever, care nu-l mai amintesc, la amândoi era metastază. Dar Dumnezeu, pe unii cred că mai pregătiți cum este el, a spus vino. Pe mine, pe noi, ne-a mai lăsat. Trei adevăruri din text. Aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri. Și când am auzit frații citind, mă gândeam, oare fratele Gicu a fost mare? A fost mare? Că așa spunea, aduceți-vă aminte de mai marii voștri. Cu ce putem să argumentăm că a fost mare? Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 26. Pentru mine, acela care îl consider mare este acela care este slujitor pentru toți. L-am întâlnit slujind copiii. L-am întâlnit slujind elevii. L-am întâlnit slujind membrii bisericii. L-am întâlnit la spital, vizitând să facă lucrare acolo. A fost mare, pentru că ne-a slujit pe toți. Ne-a slujit din cuvântul lui Dumnezeu, m-a slujit și pe mine. Când în 2013 am început să accept gândul că voi pleca, mă simțeam tot mai slăbit. A venit a nu știu câte oră și m-a întrebat, eram numai noi doi, ce faci? Mă gândesc că trebuie să fiu pregătit de plecare și nu uit cuvintele lui, a spus, fii puternic, nu vreau să te las să pleci, te țin. M-a ținut prin rugăciuni și Dumnezeu a lucrat, slăvit să fie numele Lui. A fost mare, mare este cel care este slujitor. Și fratele Gicu a slujit, e o mare onoare să fii lângă un slujitor și a slujit împreună inima. E o mare binecuvântare pentru familia aceasta frumoasă, că Dumnezeu ne-a binecuvântat din familia dumneavoastră cu astfel de oameni mari. Apoi continua,
Aduceți-vă aminte că el a fost mare pentru că a slujit. Aduceți-vă aminte de cei ce vesteau cuvântul. A fost un vestitor al cuvântului, că în fiecare discuție el venea și continua cu cuvântul lui Dumnezeu. Și trei, aduceți-vă aminte și urmați-i credința, că a fost mare și a permis textul acesta spunând: aduceți-vă aminte de mai marii voștri și urmați-le credința. El nu mai este între noi. Credința vie rămâne. Și în seara aceasta, când corul a cântat, printre atâtea cântări frumoase, una dintre cântări: eu știu că Domnul meu trăiește. Am văzut-o pe Emima cântând de acolo, cu durerea din inimă care o are. Zicu nu mai este: eu știu că Domnul meu trăiește. Și pe pământ el vine iar. Și dați-mi voi să închei cu versurile unui credincios care nu mai este în viață. Încheia o poezie cu următoarele versuri: când auziveți că am plecat, să plângeți cu iubire, dar nu uitați cuvântul spus: curând ne va întâlni Iisus la marea răsplătire. Amin. Fratele Vasile Pojor, și pastor și vicepreședinte la comunitatea de Cluj, și apoi fratele Relu Moldovan, și pastor și prieten al fratelui Gicu, al nostru, și vicepreședinte al cultului creștin pentecostal, vor avea în continuare cuvinte de mângâiere. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze și nouă să ne dea putere, har și inimi deschise. Amin. Astăzi vorbeam cu unul dintre colaboratorii de la Prodeo despre ceea ce înseamnă următorii pași care trebuie făcuți acolo, și vorbind la telefon, zic că am vorbit cu fratele Gicu Stan și el s-a oprit și a zis: cu cine ai vorbit? O, scuză-mă, am vorbit cu altcineva, tot dintre colegi. Vom mai folosi fratele, numele fratelui Gicu Stan, sora Emima, încă multă vreme. Și datorită obișnuinței și uneori a oboselii, vom mai spune că ne-am înțeles cu fratele Gicu Stan, că am luat anumite decizii. Și va fi vocabularul nostru și va fi prezent încă mult timp. Și eu m-am gândit în această zi la aceeași expresie, să ne aducem aminte. Suntem foarte mulți aici, foarte mulți care ne ascultă prin intermediul internetului. M-am gândit la întrebarea aceasta: ce a însemnat pastorul Gicu Stan pentru mine? Și poate la întrebarea aceasta aveți multe răspunsuri. Răspunsuri care ne-am șoca unii să le cunoaștem și chiar ne-ar bucura. Ce a însemnat bărbatul acesta pentru dumneavoastră? Ce a însemnat pentru Biserica Betel? Ce a însemnat pentru tinerii de aici? Pentru copiii de aici? Ce a însemnat pentru liceul Prodeo? Ce a însemnat pentru profesorii de acolo? Pentru elevii de acolo? Pentru noi, echipa care ne-am angajat împreună în acest maraton, pentru slujitorii din Cluj și nu numai, din țara întreagă, ce a semnat pastorul Gicu Stan? Și pentru că și eu mi-am adus aminte când eram copil și fratele Gicu venea în satul nostru împreună cu sora Emima și apoi mai târziu când am fost slujitor, eu personal i-am invitat, m-am gândit să spun cel puțin patru lucruri, patru aspecte care a însemnat sau ce a însemnat pastorul Gicu Stan pentru mine și poate și pentru dumneavoastră. În primul rând, pastorul Gicu Stan pentru mine personal a însemnat un om de mare echilibru spiritual. Dacă rămâne un loc gol
Și o spuneam zilele trecute, gândindu-mă că va veni un moment al plecării fratelui Gicu, după ce l-am vizitat ultima dată, mi-am dat seama tot mai mult de lucrul acesta. Am spus, va rămâne un mare gol. Fratele Gicu Stan a fost un om de mare echilibru spiritual. Un om care, așa cum se spunea, el nu s-a jucat de Evanghelia, el n-a fost un artist al Evangheliei, el a fost un mesager integru cu principii a cuvântului Dumnezeu și pentru el n-a avut prieteni când a predicat, el n-a avut oameni apropiați când a predicat, el a spus adevărul așa cum l-a primit de la Dumnezeu. Într-o vreme în care se caută tot mai mult bunăvoința ascultătorilor și aplauzele ascultătorilor, vor fi tot mai puțini oameni de echilibru și oameni care vor transmite mesajul Evangheliei adevărat. Rămâne un mare gol. Rămâne o mare spărtură lucrarea lui Dumnezeu. Fratele Gicu Stan a fost un om al Evangheliei adevărate. În al doilea rând vreau să spun ce a însemnat pentru mine pastorul Gicu Stan. Pastorul Gicu Stan a fost un consilier. A fost un gropar adevărat. Cu pastorul Gicu Stan ai putut sta de vorbă, ai putut pune inima pe masă și sunt unul care am făcut-o de mai multe ori. Și totul a rămas acolo. N-a avut copii, dar de câte ori intra la mine în casă, se juca mai mult ca și mine cu copiii. Știa să se joace cu copiii. N-a avut elevi la școală din casa lui, dar a iubit atât de mult elevii. V-a iubit pe voi. A iubit generații. Într-o anumită circunstanță, unde era corul bisericii și foarte mulți frați, mulți se aduc aminte, au zis, ăștia-s copiii mei. Copiii din biserică-s copiii mei. Tinerii din biserică sunt tinerii mei. A fost un consilier. A fost omul care puteai să mergi la el, să-i spui oful, avea să-i spunea răspunsuri, avea călăuzire din partea lui Dumnezeu, avea o inimă de păstor, avea o inimă de slujitor. În al treilea rând, ce a însemnat pentru mine și poate pentru mulți de aici, pastorul Gicu Stan, a fost un vizionar. Un vizionar. Și nu numai el. Și sora Emima a fost o vizionară. M-a îngăduit Dumnezeu să fiu printre puține persoane care am vorbit primele dăți despre proiectul Prodeo. Să fiu acolo. Dumnezeu m-a îngăduit. A fost un har pentru mine. Cine și-ar fi lăsat soțul dintre dumneavoastră, doamnelor, surorilor, cu condiția de sănătate pe care a avut-o fratele Gicu și se știa, să alerge de atâtea ori în America, în atâtea locuri, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să adune sumele de bani pe care le-a adunat pentru ca să avem astăzi o proprietate de 50 de ari și un proiect pe care să construim o școală. Să avem 5 ani de istorie și de rezistență acestei lucrări cu plățile la zi, în fiecare zi, în fiecare lună. Fratele Gicu a fost un vizionar care a văzut dincolo unde alții n-au văzut. A crezut dincolo unde alții n-au putut să creadă. Fratele Gicu a crezut cu adevărat în Dumnezeu. Asta însemna pentru mine Gicu. Într-un fel, cu o doză de nebunie din punct de vedere omenesc, dar consolidat și ancorat în puterea unui Dumnezeu care trăiește. Era bolnav, se spunea.
Asta pentru el a fost pe locul secund. Pe locul unu a fost viziunea, a fost Evanghelia, a fost slujirea, a fost lucrarea lui Dumnezeu. Ce a însemnat pentru tine, pastorul Gicu Stan? Pentru mine a fost un om al Evangheliei adevărate. Pentru mine a fost un pastor adevărat și un consilier adevărat. Un om cu inimă. Pentru mine a fost un vizionar. Un om care vedea dincolo. Unde nu se putea vedea. Gicu vedea. Gicu credea. Și încă ceva, sora Emima. Fratele Gicu a fost o căpetenie care n-a căzut. Noi nu asistăm astăzi la căderea unei mari căpetenii. Fratele Gicu a fost o căpetenie, a fost un ofițer mare în armata marelui general, conducător de oști, Iisus Hristos, care n-a căzut. Dumneavoastră să nu fiți îngenunchiată. Dumneavoastră trebuie să rămâneți în picioare. Pentru că fratele Gicu a fost și este un biruitor. A știut să trăiască și ascultați-mă, a știut să plece. A știut să plece. Înainte să plece, cu o săptămână am fost în casa dumnealor. Avea dureri destul de mari, vorbea destul de greu. Și am întrebat printre altele, cum se întreabă frate Gicu, cum se întreabă? Și vorbea greu. Zice, sunt în mâna stăpânului. În mâna stăpânului. De-abia mai sufla. Avea dureri mari. Conștient că va pleca. El știa, în mâna stăpânului. Sora Emima, nu mă joc cu cuvintele și cu vorbele. Promit aici și acum, împreună cu colegii mei, continuăm viziunea aceasta, o ducem înainte, va avea o împlinire și când vom fi în cer și ne vom întâlni cu fratele Gicu, îi vom spune tot ce am făcut în continuare. N-a căzut o căpetenie? O căpetenie mare a biruit. Mă rog Dumnezeu să vă încredințeze, să vă întărească, să vă mângâie. Și încheiți spunând versurile cântării, biruitori, eroi și vrednici, sunt toți acei ce neclintit. Și fratele Gicu a fost un neclintit. Duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Felicitări, sora Emima, pentru că a stat lângă un astfel de bărbat. Dumnezeu să vă întărească, să vă mângâie. Felicitări, prea iubită Biserică Betel, că ați avut păstor, un astfel de bărbat, un astfel de om. Dumnezeu să vă întărească și peste tot să fie îndurarea Domnului. Amin. Aș vrea să dau un glas frământărilor pe care le am în inimă și poate sunt frământările multora din locul acesta. Aș vrea să dau glas acestor frământări citind un verset și jumătate din Scriptură, din Psalmul 73, unde omul lui Dumnezeu Asaf zice așa: m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. În urmă cu exact o lună de zile, pe 19 iunie a fost duminica. Eram aici la amvonul acestei biserici. Era o sărbătoare în această biserică. Și în acea duminică după masă, la acea sărbătoare a bisericii, Gicu a stat aici, după amvon. Și când m-am ridicat în picioare să spun câteva cuvinte, am zis, mă bucur să-l știu pe Gicu aici, lângă umărul meu. În sensul că mă bucur pentru că Dumnezeu i-a dat, în ciuda suferințelor, suficientă putere să fie aici.
Și într-un anume fel, într-o astfel de situație de sărbătoare, să fim tovarăși de slujire, pentru că a slujit înaintea lui Dumnezeu. Nici într-o lună de zile, de la o mare bucurie, trecem la o mare durere. Pentru că cel care stătea în urmă cu o lună de zile lângă umărul meu, este plecat. Și, dragii mei, câteva cuvinte vreau să spun acum, mai mult pentru noi care am rămas, mai mult pentru familie, cuvinte de încurajare. Viața aceasta pe care o trăim noi are o complexitate extraordinară. Și nu vă spun o noutate atunci când afirm că trecem prin extraordinar de multe crize în viață. Așa, boala, de exemplu, este o criză a vieții. Altfel de falimente sunt crize ale vieții. Când pierzi pe cineva, e o criză a vieții. Numai că există o criză extraordinară, dragii mei, pe care a încercat-o psalmistul Asaf, și asta este criza neînțelegerii lui Dumnezeu. Nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu. Adică Asaf simțea că în el este un conflict extraordinar și poate să fie asta și în viața celor din familie. Un conflict între ceea ce știe despre Dumnezeu și ceea ce vede că se derulează sub privirea lui. Emima, ce știi tu despre Dumnezeu? Sau Lidia? Sau Nicu? Sau Cornel? Sau alții care sunteți pe aici? Sau dumneavoastră, ce știți despre Dumnezeu? Asaf zicea așa: eu știu că Dumnezeu este bun. Așa începe psalmul acesta. Da, bun este Domnul cu Israel. Știa asta Emima despre Dumnezeu? Sau Cornel sau ceilalți? Și conflictul care era înăuntrul acestui psalmist era între ce știe despre Dumnezeu, că Dumnezeu este bun, și ceea ce experimentează el în fiecare dimineață, în fiecare zi. Bătut, lovit, durere, suferință. Ce să faci când ești rupt în două de conflictul acesta? Între ce știi despre Dumnezeu și ce experimentezi când ai deasupra un Dumnezeu așa de bun, căruia te închini și îi mulțumești pentru bunătatea Lui. Cum îți rezolvi neliniștea asta sufletului, durerea asta sufletului? Psalmistul Asaf a făcut un lucru extraordinar. S-a dus la casa lui Dumnezeu. Și am înțeles când am citit psalmul acesta, mai bine poate pe alții din Scriptură, de ce au alergat la casa lui Dumnezeu în momentele crizelor din viața lor. Spune Sfânta Scriptură că la David a murit copilul, copilul acela pe care l-a avut. A stat întins la pământ cât era bolnav copilul acesta, a postit, n-a vrut să mănânce. Și când a aflat că a murit copilul, știi ce a făcut? S-a dus la casa lui Dumnezeu. Împăratul Ezechia stătea în cetate, dincolo de ziduri era oastea vrăjmașului, Rabșache arunca peste ziduri tot felul de amenințări și tot felul de lucruri descurajante peste poporul acesta și peste Ezechia, peste oamenii aceștia care erau în cetate. Ce a făcut Ezechia în situația aceasta? S-a dus la casa lui Dumnezeu. Oare de ce? De ce să nu te retragi, Emima, după experiența dureroasă pe care o ai? De ce să nu stai închisă poate în odăița ta sau alții? De ce să te duci la casa lui Dumnezeu? Știți de ce, dragii mei? Pentru că în momentele acestea de criză, generate de conflictul acesta interior, în casa lui Dumnezeu îți găsești echilibru. Știți de ce? Pentru că în casa lui Dumnezeu, în momentele acestea de criză, primești o nouă perspectivă asupra vieții. Viața fiecăruia dintre noi este o succesiune de clipe. Problema este că noi ca oameni vedem clipa. E frumoasă, o trăim din plin. E dureroasă clipa și asta o trăim din plin. Știți, există lozinca asta printre oameni: trăiește clipa. Și când îți merge foarte bine, trăiești clipa și te duci până dincolo de poate.
Trăim clipa. Când ești într-o situație dramatică, o trăiești, nu vrei să asculți nicio încurajare. Nimic nu-ți mai trebuie în momentele acelea. Când intri în casa lui Dumnezeu, începi să te uiți ca Dumnezeu la viață. Ca un întreg. Viața este un întreg. De la început până la sfârșit, zice Asaf, Dumnezeu m-a făcut să mă uit la urmă. Dumnezeu ia toate clipele astea împreună, dragii mei, viața asta împreună, o ia pe toată și o pune pe cântar, dragii mei, înaintea lui, într-o zi. Îi spunea Daniel lui Belșațar, Dumnezeu te-a pus în cumpănă, viața ta a pus-o în cumpănă. Nu clipa contează, contează toată viața înaintea lui Dumnezeu. Privește așa viața, Emima, Dumnezeu să te întărească. În al doilea rând, în casa lui Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu, descoperi sursa amărăciunii tale. Nu așa că inima ți-a amărât, Emima? Sau ceilalți, sau cei de aici? Care-i sursa acestei amărăciuni? S-ar putea să ziceți, cum să nu îmi fie inima amărâtă, cum să nu fim îndurerați când Gicu a plecat dintre noi? A stat lângă noi, a fost de-al nostru, a slujit pe Dumnezeu, ne-a fost coleg, a fost parte din familie, din biserică. Deci, mei, amărăciunea nu este generată de ce ți se întâmplă totdeauna, ci de felul în care vezi ce ți se întâmplă. Interpretezi ce ți se întâmplă. Asaf gândea ceva de genul acesta, mie mi se face o mare nedreptate. S-ar putea să gândească și mie așa. Adică nedreptate pentru că Dumnezeul pe care Gicu l-a slujit cu pasiune, cu devotament, cu consacrare, Dumnezeul acesta a îngăduit să se întâmple așa ceva. Zice asta, Dumnezeule, eu îmi spăl mâinile în nevinovăție. Adică mă sfințesc, încerc să trăiesc la standardele tale, Dumnezeule. Și asta vine peste mine? Sau se face o mare nedreptate, poate să gândească cineva, pentru că Dumnezeu n-a intervenit. Câți de aici v-ați rugat pentru Gicu? De aici, din Cluj, din țară, Europa, până la marginea pământului. Când intri în casa lui Dumnezeu, afli că sursa amărăciunii nu este neapărat ce ți se întâmplă, cum interpretezi ce ți se întâmplă și descoperi nu că Dumnezeu îți face o nedreptate, descoperi că Dumnezeu este tot de partea ta. Zice Asaf aici, pe cine am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni altul decât în tine, Dumnezeule. Adică tu, omule, care ai crezut că Dumnezeu te-a abandonat, că Dumnezeu îți face o nedreptate, cu amărăciunea asta intri în casa lui Dumnezeu și descoperi că încă Dumnezeu este al tău, este de partea ta, că Dumnezeul acesta este cu tine. Și încă un gând și închei, dragii mei. Al treilea lucru pe care îl experimentezi în casa lui Dumnezeu și care te ajută să te echilibrezi sufletește, este că acolo, în casa lui Dumnezeu, redefinești fericirea. Omul ăsta care avea frământările lui, care avea acest conflict interior între ce știe despre Dumnezeu, ce vede că se petrece, omul acesta a gândit fericirea așa cum o gândim noi oamenii. Adică ești fericit dacă ai ceva, dacă ajungi undeva, dacă ești ferit de unele și de altele. Zice Asaf aici, oamenii ăștia pe care eu îi văd fericiți, nu-s tulburați de nimic. Îs grași, îs bine făcuți, sănătoși cu alte cuvinte. Asta fericire. Și dacă te uiți din această perspectivă la fericire, la viața pe care o trăiești, atunci când experimentezi lucruri de felul acesta, zici, am o mare nefericire în viață. Numai că în casa lui Dumnezeu, Asaf a început să redefinească fericirea. Știți ce a zis el? Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Că am ceva, că nu am. Că am pe cineva lângă mine, că nu am pe cineva lângă mine. Am această fericire să mă apropii în fiecare zi de Dumnezeu.
Continuând în a defini fericirea din această perspectivă, știu că Dumnezeu mă va călăuzi cu brațul Său și într-o zi mă va primi în slavă. Domnul să vă mângâie. Amin. Parcă am spune ca și Iosu adinioară, oprește-te, soare. Dar cred că mai avem câteva clipe de răbdare să stăm tot în casa Domnului la care se vorbea. Am primit aici un mesaj din partea unui alt prieten de departe, a fratelui păstor Lazar Gog. Am să-l citesc, apoi după aceasta fratele Daniel și sora Cristina Șurteu au o cântare să laude pe Domnul și spune aici, cântarea se numește Eroii Slavei. Ascultăm și această cântare și apoi ne vom apropia de închiere și am să solicit trei frați păstori să se roage, fratele Nelulțu Auron de la Câmpia Turzii, fratele Nelu Mureșan de la Turda și fratele Ghiță Amza, prieten, doctor și prietenul nostru și păstor, vor veni aici în față și pe rând se vor ruga, încredințându-ne în continuare în mâna Domnului. Citesc prima dată acest mesaj. Plecarea la Domnul a pastorului Gicu Stan. Mult îndurerată sora Imima, mult îndurerate rudenii a fratelui Gicu Stan, iubiți frați și surori, participanți la acest serviciu memorial. Soția mea Magdalena și cu mine, membrii Bisericii Emanuel din Anaheim, California, și reprezentanții noștri la acest eveniment trist, Adriana și Vasile Crasnean, împreună cu sora Ana Druhora, soția asociatului meu, păstorul Dorin Druhora, ne unim inimile și gândurile ca să împlinim Scriptura, plângând împreună cu dumneavoastră. Am aflat cu profundă durere despre plecarea timpurie a celui care a fost prietenul și colegul nostru de lucru în marea vie a Domnului nostru Iisus Hristos, fratele și pastorul Gicu Stan. Ne doare mult pentru dumneavoastră, sora Imima, și pentru Biserica Domnului din cartierul Zorilor din Cluj. Pastorul Gicu Stan a fost un lucrător neobosit și caracterizat de o rară integritate în lucrarea Domnului. Moștenirea spirituală pe care o lasă în urmă pentru această generație este imensă. Vocea lui s-a stins, dar nu și efectele ei în urma predicării adevărului mântuitor și transformator în bine a celor ce au fost privilegiați să o audă. Va rămâne în memoria noastră un prieten, un slujitor dăruit cauzei Evangheliei și un om a cărui reputație și caracter pilduitor ne-a marcat profund. Ca prieten, am avut ocazia să slujesc în biserica pe care a păstruit-o de mai multe ori. De asemenea, am fost onorat să pot primi vizitele lui și ale soției lui la noi, la Emanuel, în Statele Unite. Am avut ocazia de asemenea să mă rog cu el la București, înainte de operația de transplant de ficat. M-a impresionat curajul și demnitatea lui în fața incertitudinii circumstanței în care se găsea. Nu era deloc un om care să se teamă de moarte, ci unul care încuraja și îmbărbăta pe cei ce îl vizitau ca să-l încurajeze și să se roage cu el. Acum Gicu este în brațele Domnului Iisus Hristos, pe care l-a iubit mult și l-a slujit cu multă dăruire. Sora Emima, mângâiați-vă cu speranța revederii și a marei răsplătiri cerești, închei umila mea adresă către familie, biserică și frățietate, cu parafrazarea cuvintelor Domnului către profetul Daniel din cartea cu același titlu, în capitolul 12 cu 13, iar tu, Gicule, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Amin. Mulțumim. Ascultăm cântarea și apoi ne vom apropia de încheiere cântând, rugându-ne înaintea lui Dumnezeu.
Tatăl nostru din ceruri, la încheierea timpului de priveghere din seara aceasta, ne plecăm ființa noastră și viața noastră încă o dată la picioarele Tale și proclamăm încă o dată peste noi, peste familia îndoliată, peste adunarea aceasta de doliu, autoritatea Ta și domnia Ta. Dacă strângerea noastră a fost lipsită de prezența fratelui nostru și a colegului nostru scump, fratele păstor Gicu, strângerea noastră nu a fost lipsită de prezența Ta. Ai adus mângâiere prin Evanghelie în seara aceasta. Ai deschis noi orizonturi pentru multe suflete care sunt aici. Ne-a ancorat în nădejdile Tale, în făgăduințele Tale, nădejdi și făgăduințe care rămân și care se împlinesc, pentru că Tu ești veșnic, Dumnezeu. Lăudați să fie numele Tău. Înălțăm numele Tău în seara aceasta, pentru că fratele nostru scump o ancorat cu bine la țărm, la mal, pentru că și noi avem această nădejde și avem și noi această bucurie ca într-o zi să Te vedem pe Tine așa cum ești Tu. Doamne, mulțumim că Te vom vedea pe Tine și ne vom întâlni cu preaiubiții noștri frați, cu cei care au plecat înaintea noastră să fie împreună cu Tine pentru totdeauna. Lăudat să fie numele Tău! Mulțumim că Evanghelia, cuvântul Tău, a adus mântuire, a adus speranță, a adus, Doamne Dumnezeule, lumină și înțelepciune în viața multora și în sufletele noastre. Lăudat să fie numele Tău! Mulțumim că L-ai trimis pe Hristos în lumea noastră! Mulțumim că a murit pentru păcatele noastre! Mulțumim că a înviat pentru noi! Mulțumim că s-a înălțat la Tatăl! Mulțumim că ne-a pregătit un loc și acolo unde este El vom fi și noi! Slăvim numele Tău pentru aceasta! Însoțește-ți mai departe lucrarea Ta! Binecuvântă pe sora Emima, o încredințăm în brațul Tău cel atotputernic! Binecuvântă familia Stan! Binecuvântă familia Dascălu! Binecuvântă biserica Betel! Binecuvântă slujitorii! Binecuvântă biserica Ta! Rămânem pe brațul Tău cel atotputernic! Tu ești marele stăpân, iar noi suntem robii Tăi și în ascultare și în supunere vrem să rămânem toată viața noastră, fie numele Tău slăvit în veci. Amin. Doamne, continuăm să ne unim în numele Lui Iisus Hristos și împreună toată adunarea aceasta Te proclamăm ca Dumnezeu stăpân peste viață și peste moarte și în această seară continuăm să Te binecuvântăm ca Părinte al veșnicilor și Dumnezeul lor cărei mângâieri. Mulțumim pentru aducerea de aminte din această seară, pentru oameni ca fratele Gicu, modele demne de urmat, oameni care ne-au vestit cuvântul Tău și ne rugăm toți cei care L-am cunoscut bine de toți, ajută-ne să-I urmăm credința, Doamne! Ne rugăm pentru sora Emima și Te rugăm din toată inima să o păstrezi mai departe în mâna Ta, Doamne. Pentru familia lui lărgită Te rugăm în seara aceasta din nou mângâierea să vină peste ei, Doamne. Și amintiri frumoase și pacea care vine de la Tine să stăpânească mai departe în inima și în casele lor, Doamne. Continuăm să ne rugăm pentru Biserica Betel, pentru Biserica din Zorilor, pentru colegii fratelui Gicu, pentru frați și surori, pentru tineri. Te rugăm să-i binecuvintești și să-i mângăi, Doamne. Ne rugăm pentru viziunea liceului Prodeo, Doamne. O punem în mâna Ta și știm că Tu ești Cel care trăiești veșnic și vei duce mai departe, Doamne. Și dă binecuvântare și asigură resurse, Doamne. Și văd ca toate lucrurile să meargă după programul Tău, Doamne. Și nimic să nu împiedice această lucrare. O punem în mâna Ta și ne încredem în Tine, Doamne. Ne rugăm pentru ziua de mâine, ziua de înmormântare. Te rugăm să binecuvintezi frații care vor fi surorile, Doamne. Să păzești acest eveniment de orice fel de incidente și de accidente, Doamne. Să fie totul pentru onoarea, pentru gloria și pentru slava numelui Tău. Și mulțumim că în seara aceasta ne-ai mângâiat, ne-ai zidit, ne-ai ridicat și ne-ai făcut să privim din nou acolo, la ziua în care, ca și pe fratele Gicu, ne vei primi și vom fi cu Tine în slavă. Amin. Tată, sunt din ceruri, îți mulțumesc pentru Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, Doamne, și în urma jertfei sale a ales, a rămas
o sămânță de urmași. Îți mulțumesc că printre acești urmași a fost și Gigu Stan, Doamne. Îți mulțumesc pentru dragostea lui pentru tine. Îți mulțumesc pentru felul cum a străbătut această lungă suferință. Cuvintele lui, care răspund la întrebarea ce mai faci, fac mai bine decât merit, au devenit celebre, Doamne. Îți mulțumesc pentru faptul că i-ai dat și luciditate în ultimile zile și miercuri când am fost la el și l-am întrebat ce faci, Gicule, mă pregătesc să plec. Îți mulțumesc pentru un astfel de bărbat, Doamne, pentru modelul lui, pentru exemplul lui, pentru curajul lui în a vesti Evanghelia, pentru dragostea lui și asprimea lui în același timp. Doamne, pentru un astfel de bărbat mare, te binecuvântez și îți mulțumesc. Mă rog pentru Emima să o binecuvântezi Tu și prin Duhul Tău cel Sfânt să o mângâi, Doamne. Dă-i putere să cânte în continuare, Doamne, și să vestească Evanghelia pe muzică, pe note, așa cum a făcut-o și până acum, Doamne. Te rog, binecuvântează familia lărgită a lui Gigu Stan și mângâi-o. Mă rog pentru Biserica Betel, Doamne, să ducă mai departe viziunea fratelui Gicu, Doamne. Să binecuvânteze această biserică cu o conducere înțeleaptă, Doamne, cu un păstor care să ducă mai departe lucrarea aceasta binecuvântată pe care Gicu Stan a început-o cu mai bine de un sfert de secol. Doamne, îți mulțumesc pentru frații mei slujitori din locul acesta, care ne-au mângâiat, care ne-au îndemnat. Mă rog pentru unul fiecare dintre noi, mă rog și pentru mine, ajută-mă ca din această casă de jale să plec și să plecăm mai buni, cu gândul la veșnicie și cu speranța că cea care l-a răpus pe Gicu, adică moartea, va muri și ea odată. Îți mulțumesc că Gicu se odihnește înaintea Ta, îți mulțumesc că Tu vei reveni pe norii cerului, că El va face parte din prima ceată a celor înviați, că va avea un trup plin de slavă, frumos, asemenea trupului Tău, Iisus, cum și drag. Te laud și Te binecuvântez pentru speranța aceasta. Amin. Câteva momente să ocupăm locurile. Mulțumim fraților slujitori care au slujit, mulțumim și fraților slujitori care n-au slujit și au fost aici prezenți cu noi, de departe sau de aproape, coriștilor din Carpați, coriștilor din Zoilor, adunării de Doliu, tuturor vă binecuvântăm în numele Domnului. Doi frați din Zoilor, slujitori, în final, nu am uitat de ei, dar fratele Dan Bodea, păstorul proaspăt al bisericii noastre, călătorește în ziua de astăzi, așa știm, în noaptea aceasta ajunge spre Cluj ca să poată fi și el prezent la mâine la serviciul de înmormântare. Am vrea ca Dumnezeu să-l binecuvinteze în călătorie. Fratele Vasile Lup ne-a transmis un mesaj și spunea: plâng împreună cu voi. El este departe, a spus că ne urmărește pe internet. Își amintește posibil de ultima îmbrățișare împreună cu fratele Gicu la plecare în Statele Unite astă toamnă. N-a putut veni aici, dar ne salută de departe. Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo unde sunteți, pe el și soția lui, pe ceilalți frați de departe, din Australia, din America, din Europa. Domnul să fie peste voi și să vă răsplătească la fiecare biserică, persoană în parte, care v-ați rugat pentru vindecarea fratelui nostru. Dumnezeu însă a hotărât să-l mute la el acasă. Acceptăm voia Domnului și îl binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu. Amin.